Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Suntem la finalul celei de-a treia săptămână de campanie electorală și continuăm, bineînțeles, discuțiile și emisiunile despre aceste alegeri locale, alegeri locale atipice în acest an, că o campanie electorală atipică, nu am mai avut parte de manifestări cu extrem de multe persoane, așa cum eram deja obișnuiți. Candidații merg și au întâlniri cu cetățenii în fiecare zi, însă, iată, nu s-a mai putut să aibă loc astfel de manifestații. Așa cum vă spuneam, suntem pe finalul celei de-a treia săptămână de campanie electorală. Ne mai desparte doar o săptămână de alegerile locale din 2020. Mergem în această seară la echipa ALDE pentru a vedea cum au fost parcurse aceste trei săptămâni de campanie electorală atipică și ce așteptări au acum cu doar o săptămână înainte de alegerile locale și, evident, proiectele echipei le veți afla în această seară aici. Ce vor să schimbe atât în municipiul Târgu Jiu, cât și în județul Gorj. I-am alături de mine în studio pe domnul Ninel Muja, care este candidatul ALDE la Consiliul Județean Gorj, mai exact pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mulțumim pentru invitație și vreau să fac și eu o precizare. Pe buletinul de vot sunt Nicolae Muja. Nicolae Muja, am înțeles, și totodată alături de noi este și Iulian Țimpea, care este candidat la Consiliul Local din partea ALDE. Bună seara! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că am revenit în studioul TV Sud, ce-i drept. Aici nu reușisem să fac nicio emisiune în perioada în care am lucrat în presă, însă mă întorc de fiecare dată cu drag între voi. Și noi te primim cu drag, Iulian, aici, pentru că ai făcut parte din familia noastră, din familia TV Sud, și a fost o perioadă destul de frumoasă și suntem mândri de tine, am putea spune că, iată, astăzi ai decis să faci acest pas către politică și să reprezinți cetățenii municipiului Târgu Jiu acolo în Consiliul Local. Aș începe însă cu domnul Ninel Muja și aș vrea, domnul Nicolae Muja, haideți să vă spun așa, pentru a ști oamenii cum să vă voteze și acolo pe buletinul de vot. Cum au trecut aceste trei săptămâni de campanie electorală atipică, îi spuneam eu, pentru dumneavoastră? În primul rând, vreau să fac și eu câteva precizări, pentru că am văzut la început de emisiune, l-ați lăudat un pic pe colegul meu, Iulian Țimpea, și sunt destul de bucuros pentru faptul că a ales să vină în echipa ALDE Gorj. Iată că echipa ALDE Gorj are oameni tineri, oameni serioși, oameni care își doresc să schimbe fața municipiului Târgu Jiu, dar cât și fața județului Gorj. Și acum să revenim la discuția noastră. Este adevărat, au trecut trei săptămâni. În această perioadă ne-am întâlnit cu peste 70%, zic eu, cu oamenii din localitățile din județul Gorj. Am purtat discuții cu oamenii, să știți că oamenii foarte receptivi. Le-am prezentat programul nostru, le-am prezentat echipa. La rândul domnilor ne-au prezentat care sunt problemele și cu ce se confruntă la nivelul localităților. Am avut discuții benefice pentru ambele părți și pot să le dau garanția oamenilor că toate problemele care le-au ridicat vor fi probleme pe care le vom lua foarte serios în calcul, vom face proiecte și vom ajuta comunitățile respective. Este, într-adevăr, intrăm în ultima săptămână de campanie, ultima săptămână în care cu toții trebuie să tragem mai mult, poate cea mai grea, să ajungem la câți mai mulți locuitori din județul Gorj, să le prezentăm proiectele noastre, astfel încât oamenii să ne acorde votul. Să știți că le spun locuitorilor, echipa ALDE este o echipă puternică, o echipă care s-a format, să zicem, într-un termen mai scurt, dar este o echipă
formate din oameni profesioniști, oameni care au făcut ceva în viața lor și astfel ne prezentăm în fața oamenilor cu proiectele, astfel încât și oamenii să realizeze, dar să ne și acorde votul, să acorde votul echipei ALDE Gorj. Iulian, aș vrea să te întreb și pe tine, în primul și în primul rând, cum te-ai decis tu să faci acest pas către politică și ce te-a determinat, iată, să te înscrii în această bătălie electorală și să îți dorești să ajungi în Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, acolo unde vrei să reprezinți interesele cetățenilor, să lucrezi pentru a le rezolva lor problemele. Ce te-a determinat pe tine să faci acest pas? Păi, în primul rând, cred că nemulțumirile pe care le vedem cu toții și le avem cu toții în viața de zi cu zi, vedem că, din păcate, pentru Târgu Jiu lucrurile nu au evoluat într-un mod normal. Ia spune eu, decât normal, să nu mă gândesc la lucruri mărețe deocamdată, însă vedem că de fiecare dată când plouă avem probleme cu canalizarea. Vedem că de fiecare dată când plecăm cu mașina la serviciu nu găsim locuri de parcare și așa mai departe. Traficul infernal. Și am hotărât să fac acest pas acum pentru că cred că pot pune umărul la dezvoltarea acestui municipiu în primul rând și la găsirea de soluții pentru ca problemele pe care le-am expus ceva mai devreme, problemele care duc spre o stare de normalitate în primul rând în Târgu Jiu, să pot pune umărul la rezolvarea lor și sunt convins că voi face acest lucru. De ce ALDE Gorj și nu alt partid politic? Pentru că au mai fost discuții și cu alte formațiuni în ultimul an de zile, pot să zic, după plecarea din presă din 2018, am tot avut discuții cu mai mulți lideri care m-au contactat în acest sens. Însă mă știu cu domnul Nicolae Mujea de mai mult timp, am avut tot timpul o relație de prietenie corectă, fără niciun fel de interes și îl știu cât de muncitor și cât de ambițios este. Probabil este genul de om care, dacă are de muncă o săptămână nu pune capul pe perină și doarme acasă și aleargă prin tot județul pentru a găsi rezolvare pentru cetățeni. Chiar îl știu din de anul trecut, câți prieteni au apelat la mine și eu implicit la domnul Mujea pentru a rezolva diverse probleme de sănătate prin care au trecut ei sau persoane apropiate lor din familie. Chiar eu am pățit-o pe pielea mea cu soția și atunci am găsit deschiderea necesară și știu că de fiecare dată când a fost sunat de cineva, chiar dacă era o persoană cunoscută, chiar dacă era o persoană necunoscută, tot timpul a făcut tot ceea ce a depins de dumnealui pentru ca lucrurile să evolueze ok. De asta am ales echipa ALDE Gorj, în special pentru domnul Nicolae Mujea, așa cum am declarat-o și în primul interviu în presă, și cred că vom avea succes împreună. Domnule Mujea, dumneavoastră cunoașteți foarte bine, vă rog dacă vreți să adăugați. Da, vreau să intervin și eu un pic pentru că am avut și eu această întrebare, de ce ALDE, de ce ați rămas la ALDE? Și le-am spus tuturor, sunt un om foarte serios și un om care își dorește să aibă stabilitate. Mi-am dorit întotdeauna, eu sunt un om stabil și am considerat că echipa ALDE Gorj poate să devină o echipă foarte serioasă, o echipă puternică, astfel încât să ajutăm locuitorii. Iulian Țimpe are dreptate. Eram cu câteva zile în urmă în campanie, chiar la Săcelu, dar și la Samarinești. Au fost oameni care, în momentul când m-am prezentat, mi-au zis, zice, știți, eu sunt cu tare, eu v-am sunat atunci pentru problema aceea cu legat de partea de spital, nu o să intru în detalii, dar zice, îmi pare bine că noi cunoaștem și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că v-am deranjat poate seara la 11 sau dimineața la 4, pentru mine nu contează. Atunci când am ales să fac politică și să lucrez în administrație, nu am niciun fel de problemă. Telefonul este deschis 24 de ore din 24. Eu am avut activitate de peste 32 de ani în petrol. Și în petrol, să știți că am întâlnit diverse situații.
Și a trebuit să intervenim și noaptea la 1 și noaptea la 4 dimineața și după amiaza. Și am fost pregătit și sunt pregătit pentru acest mod de lucru. De aceea, marea bucurie care am avut-o când am întâlnit cetățenii în județ și mi-au zis, domnule, vreau să vă mulțumesc, sincer, este o bucurie pentru mine că am putut să ajut oameni fără să-i cunosc și necondiționat. N-am avut niciodată și nu mi-am dorit niciodată să ajut pe cineva condiționat. Nici nu s-a pus problema în toată cariera mea de activitate că am lucrat la multinațională sau că am lucrat în partea de petrol. Am făcut în această perioadă campanie împreună cu colegii. Să știți că am mai avut la un moment dat și o întrebare. Da, dar uite, sunteți o echipă nu foarte numeroasă și le-am spus da, pentru că ALDE Gorj împreună cu mine respectăm regulile în momentul pandemiei. Dacă este o regulă să ne deplasăm până la 8 persoane, echipați cu mască, cu tot ce trebuie, noi respectăm acest lucru pentru că ne dorim să nu transmitem și să răspândim virusul. Și să știți că multă lume a apreciat faptul că am respectat regulile și respectăm aceste reguli în campanie. De fapt, pentru noi asta a fost dorința, să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni, să discutăm problemele pe care le au, să le prezentăm proiectele pe care noi vrem să le implementăm la nivelul județului Gorj. Și dacă tot vorbeam de sănătate, știți că discutam cu locuitorii în județ și mare parte dintre ei mi-au spus, da, am auzit că ați făcut la Spitalul Județean, că ați adus aparatură, că ați schimbat instrumentarul medical, că ați adus mamograf, că ați adus tomograf. Și în acel moment le explicam, da, dar uite, asta vreau să fac în continuare, adică acel compartiment pentru cei care au acele accidente vasculare, pentru că în momentul acela trebuie să intervii foarte, foarte urgent să le salvezi viața oamenilor. Dar în același timp, îmi spuneau oamenii, zice, da, ați venit aici și v-am văzut pe drumul județean când întâmplător treceam pe acolo și știu că era o problemă și a zis, nu, trebuie să facem tot și calitatea trebuie să primeze. Și vă spun foarte serios, îmi doresc să facem lucruri de calitate, pentru că în momentul când faci un lucru de calitate, el este și durabil și cheltuirea banilor publici nu, banii publici nu sunt risipiți. Și mai ales că, iată, trecem printr-o perioadă pe care nu ne-am fi dorit-o, însă este necesar ca în acest domeniu să se investească și să fie bine pus la punct, pentru că, iată, ne confruntăm, așa cum spuneam, cu o perioadă grea, cu diverse probleme și aminteați dumneavoastră de acel compartiment care este extrem de util în contextul în care vedem că sunt tot mai frecvente astfel de cazuri care, iată, au nevoie urgentă de acea intervenție, pentru că și câteva minute acolo sunt vitale. Dumneavoastră cunoașteți extrem de bine toate problemele acestui județ, mai ales în contextul în care ocupați în acest moment funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Ce ar trebui, eu știu, și unde ar trebui poate intervenit într-un mod prioritar, nu să-i spunem de urgență? În foarte multe locuri trebuie intervenit prioritar. Dar aș vrea să punctez un lucru. Pentru mine nu a contat culoarea politică și așa ar trebui să se întâmple. Să știți că dacă culoarea politică contează și este prioritară, atunci lucrurile nu se fac cum trebuie. În momentul când culoarea politică nu contează și îți propui să faci un proiect, este bine să-l faci. Și așa este corect și așa ar trebui să fie toți, să lucrăm și cei care facem și administrație și administrația, trebuie să nu ne gândim că dacă facem un drum județean, nu-l facem pentru culoarea politică, îl facem pentru oameni, îl facem astfel încât omul să beneficieze de anumite servicii
să nu mai piardă timp cu anumite probleme, să ajungă în siguranță. Și astea sunt lucruri prioritare pentru mine. Știți că nu contează, faci un spital că ești de la o anumită culoare politică. Nu. Banii trebuie să se distribuie indiferent de culoarea politică. Până la urmă, noi am pregătit proiectul pentru perioada 2021, în care vrem să facem un corp de clădire nou la Spitalul 700, să aibă inclus secțiile vitale, UPU, cardiologie, neurologie, dar și acel heliport pentru la ultimul etaj, pentru că având și heliport, putem să intervenim și să salvăm viețile oamenilor mult mai repede. Discutam cu cineva legat de drumul de la Hobița și cred că am avut această intervenție și împreună cu colega mea de la municipiu, doamna doctor Dânu. Când am făcut drumul de la Dobrița, care nu mai fusese reabilitat de ani de zile, l-am legat în contextul în care și spitalul de la Dobrița este reabilitat. Deci iată că lucrurile când faci administrațiile trebuie să fie legate și trebuie să ai viziune pentru viitor. Îți faci drumurile județene, este clar că în momentul de față, în acel moment, poți să dezvolți și turism, mediu, curățenie, salubrizare și alte domenii. Pentru că Gorjul are nevoie. Gorjul este un județ extraordinar. Are un potențial fantastic. Dar toți trebuie să punem umărul astfel încât să dezvoltăm, să creăm locuri de muncă pentru oameni. Până la urmă, asta este datoria noastră ca și politicieni. N-aș vrea să dau nume. Dar când două comune au un interes sau două ATE-uri au un interes comun, eu cred că împreună ar fi trebuit să facă puzurile astfel încât zona de la Rânca să fie dezvoltată. Pentru că avem Transalpina, avem Rânca cu potențial fantastic. Ați văzut, este un turism de trafic, dar ar trebui să ne gândim ce să facem acolo, ce să dezvoltăm astfel încât să nu mai avem acest turism de tranzit, să avem un turism local în care oamenii să vină pentru că au ce vedea în Gorj, să rămână în Gorj, să consume în Gorj, astfel încât să putem, banii rămânând aici, putem să dezvoltăm și alte domenii, inclusiv partea de turism. Este păcat că într-o zonă, iată cum este zona montană Rânca, cu un potențial turistic fantastic, cum spuneați și dumneavoastră, a fost oarecum uitată, pentru că știm că de ani buni acolo nu s-au făcut investiții extrem de mari decât de către cei care, eu știu, își dezvoltă o afacere acolo. Iuliana, aș vrea să te întreb, pentru că domnul Mujă a spus un lucru extrem de important, faptul că nu ar trebui să conteze culoarea politică și toți cei care sunt implicați, iată, și toți cei care pot lua decizii pentru binele cetățeanului, să lucreze și să uite de culoarea politică, să lucreze în binele cetățeanului. Cât contează acest lucru și în Consiliul Local? Pentru că am tot văzut și în multe localități, nu numai la Târgu Jiu, faptul că nu se înțeleg consilierii locali de multe ori din cauza culorii politice și preferă să pună acest lucru poate în fața interesului cetățeanului. Cât de mult contează să se formeze o echipă acolo, indiferent de formațiunea politică de la care provin respectivii consilieri locali? Ei, dacă ne uităm decât la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, vedem că în ultimii 3 ani de zile, cel puțin, a existat acolo un circ total, un zbucium permanent și așa mai departe. Niciunul dintre cei prezenți, nu vreau să le dau nume sau culoare politică, sau nu, niciunul. O parte dintre cei prezenți nu au înțeles, probabil nici după 3 ani și jumătate, după 4 ani de zile de mandat, cât au 4 ani și ceva, că au fost trimiși în Consiliul Local de cetățenii municipiului Târgu Jiu, tocmai pentru a le apăra interesele și pentru a lupta să facă lucruri bune pentru ei. Din păcate, a fost
circ, cum spuneam și mai devreme, nu s-a gândit nimeni niciodată la interesul cetățeanului, nu s-au gândit că sunt blocuri la periferia orașului care sunt într-o stare groaznică, pur și simplu groaznică. Eu știu foarte bine că, cel puțin la mine, în zona unde locuiesc, pe Bulevard Nicolae Titulescu, sunt 3 sau 4 blocuri în spatele cartierului, care arată ca după bombardament. Nu pot să-mi dau seama care este interesul lor și de ce nu au încercat să fie cumva mai aproape de cetățeni. Și nu știu cât tupeu mai au unii dintre ei să meargă în fața electoratului și să le ceară votul după 4 ani de zile în care pur și simplu au șomat. Nu am văzut un investitor străin care să vină la Târgu Jiu în 4 ani de zile, din păcate. Mă rog, au fost cei care au venit în zona Rostramo, dar au venit prin diligențele făcute de cei de la Consiliul Județean și nici de cum de cei de la Primăria Târgu Jiu. Și vedem că tot mai mulți tineri pleacă din Târgu Jiu spre Timișoara, spre Deva, spre București. Din păcate, am 3 prieteni care au plecat chiar în urmă cu 2 luni de zile la Deva. Și noi ne gândeam că Hunedoara are o problemă. Și încep să ne plece oamenii din Târgu Jiu către Hunedoara. Deja trebuie să ne punem un semn foarte mare de întrebare. Avem o problemă extraordinară și văd că nu se gândește nimeni la lucrul ăsta. Vedem, mi-aduc aminte chiar în perioada în care lucram în presă că făcusem un material și populația județului Gorj și a Târgu Jiului a scăzut de la un an la altul. Și din păcate tendința este în continuare la fel. Nu am văzut, în afară de un stadion care s-a ridicat și acela cu chiu cu vai și cu niște autorizații lipsă și așa mai departe, să mai facă cineva vreun demers pentru centura ocolitoare a orașului, care, slavă Domnului, ar ajuta la fluidizarea traficului, cum vorbeam mai devreme. Preluat traficul greu dintr-o parte a orașului. Îi auzeam pe unii că vrem guvernul nostru și după aia vom rezolva. Uite că îl lau și pe al lor și din păcate centura are, cred că tu și locuiești în zona respectivă și ai văzut, sunt bălăriile pe acolo de un metru și ceva. Nu e posibil să stăm și să ne uităm pur și simplu cum se dărâmă practic. Se degradează pur și simplu. Am fost la stadion zilele trecute și m-am uitat că sunt deja o parte din lucrări care au început să se degradeze. Vedem un semn din nou mare de întrebare. Nu a venit absolut niciun investitor să se intereseze, să participe la licitația pentru spațiile de la stadion. Din punctul meu de vedere, o zonă extraordinar de frumoasă acolo, pentru că esplanada aceea este extraordinară și nu vine nimeni. Probabil că o să le dăm gratuit până la urmă spațiile astea, dacă nu ar trebui să se gândească cumva cineva din, sau viitorii consilieri, implicit și eu, să mute acolo o instituție, să mute altceva, să încercăm cumva să le ocupăm cu ceva, pentru că altfel stadionul nu-l vom putea întreține. Vedem ce s-a întâmplat la Cluj și slavă Domnului, cei de acolo au avut în anii trecuți niște concerte extraordinare și tot au avut activitate. La noi, la Târgu Jiu, în afară de o echipă de fotbal, două, că a mai venit încă una, nu se mai întâmplă nimic. Ce o să facem cu stadionul sau să ne uităm la el ca la operele lui Brâncuș, care și ele sunt în aceeași stare. De 3 ani și ceva de zile, vedem că nu s-a rezolvat problema iluminatului de la Colola Infinitului, din păcate. Nu au mai toaletat pomii din zona respectivă. Dacă vii cu mașina dinspre Râmnicu Vâlcea, risc să nu vezi Coloana Infinitului din cauza pomilor. Și poate un turist care vine din altă parte nu o să vadă pancarta cu Coloana Infinitului și va trece de coloană, pur și simplu. Vedem mai departe de coloană, ne oprim pe această pasarelă, care este un pericol groaznic pentru cetățeni. Doamne ferește să se întâmple vreo nenorocire, să vedem atunci cine va răspunde. Adică am avut acel exemplu în zona Artego și văd că nu se întâmplă nimic la pasarelă aici. Nu se întâmplă nimic și sunt foarte mulți oameni, nu doar mașinile, șoferii care tranzitează această pasarelă, ci și oamenii care sunt sub pasarelă, care au afaceri acolo, oameni care trec cu copii și de fiecare dată mergeam și spuneam și ne spuneau oamenii că pur și simplu pe zi ce trece mai cade câte o bucată din acea pasarelă. Este incredibil și nu pot să-mi dau seama de ce după acel exemplu negativ nu s-a încercat imediat, dar absolut imediat, în secunda 1, să se ia o măsură care să normalizeze situația de acolo. Pentru că riscăm încă o dată să avem parte de o tragedie și nu mi-aș dori lucrul acesta, Doamne ferește, doar din cauza nepăsării autorităților locale și a celor care au fost trimiși de cetățenii municipiului Târgu Jiu să îi reprezinte în Consiliul Local
și în fruntea primăriei Târgu Jiu. De asta le transmit și oamenilor pe această cale că pe 27 septembrie trebuie să meargă să voteze o altă echipă și la Consiliul Local și poate și la Consiliul Județean și așa mai departe. Pentru că nu este normal. Nu este normal să stăm să ne uităm că pur și simplu lucrurile astea stăm pe un butoi de pulbere și nu facem nimic. Îmi aduc aminte că discutam chiar cu domnul Mujea, cred că anul trecut, ca să vedeți cum a mers treaba cu pregătirea pentru COVID-19. Nu a apărut nici măcar un caz în Europa. Și eram într-o seară cu dumnealui, nu făcusem pasul către politică și așa mai departe. Pur și simplu ne-am întâlnit prietenește. Și îmi povestea cum a făcut apel la toți managerii de spitale și la doctori și au avut o ședință și au discutat deja în eventualitatea în care acel virus nenorocit care a apărut în China va ajunge în Europa și implicit în România. Ca să încercăm să luăm măsuri. Pentru că am văzut acum în țări mult mai dezvoltate decât noi din toate punctele de vedere și mai ales din punct de vedere al sistemului de sănătate și al dotărilor, nu neapărat a doctorilor. Ce probleme au avut italienii care au intrat în colaps și așa mai departe. Și ei au încercat să o ia pas cu pas și uite că la Târgu Jiu până acum n-am intrat într-un punct de la morți să nu mai știm ce să mai facem, n-am știut pe unde să mai îi trimitem. Cu toate că au fost probabil și momente de genul ăla, dar nu am văzut filmulețe de prin spital cu oameni pe hol, pe targă sau pe, de ce nu chiar pe jos. S-au lăsat pur și simplu pe holuri. Într-adevăr, s-a gestionat bine această situație, mai ales în contextul în care am avut primul caz, din nefericire, la noi în județul Gorj, primul caz și din România. Și câtă nebunie a fost atunci și câtă muncă, nebunie. Probabil. Dumneavoastră știți foarte bine că ați fost implicat în acest comandament. 48 de ore, primele 48 de ore, nu am dormit. Am fost mai mulți, a fost o echipă întreagă acolo. Dar nu am dormit. Era foarte multă informație, trebuia să o dăm către doamna doctor Panduru, care era și care este epidemiologul la nivelul județului Gorj. Nimeni nu știa exact ce se întâmplă, cum trebuie să procedezi, dar ați văzut că am avut o perioadă destul de lungă în care am gestionat, zic eu, destul de bine și la nivelul județului Gorj nu am avut atât de multe cazuri. Acum vreau să revin un pic pentru că discutam și l-am auzit pe colegul meu Iulian Țimpea și de multe ori, în multe seri, să știți că mergem împreună și nu numai cu el, cu toată echipa de la Târgu Jiu, mergem pe străzi în cartiere pentru a vedea și a identifica toate problemele. Și până la urmă trebuie să rezolvăm și problemele mici, pentru că omul... Degeaba îi spui, domnule, vreau să fac cu tare lucru. Dacă el, băncuța lui de la bloc este ruptă și nimeni nu-l bagă în seamă să-i repare, este o problemă. Da, cu siguranță trebuie să dezvoltăm și proiecte mari pentru județ și pentru municipiu. Dar sunt și multe probleme mărunte care se pot rezolva. Discutam un pic de stadion. Din punctul meu de vedere, să știți că autoritățile au bani ca să asigure desfășurarea de activități pe stadion. Eu mi-aș dori în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică să avem echipe de fotbal care să joace pe stadion. Eu cred că se găsesc bani și când vă spun că se găsesc bani, se găsesc bani. De asemenea, toate acele spații comerciale care sunt la stadion, până la momentul de față, ele se puteau umple. Pentru că în momentul când faci lucrul ăsta și omul vede că faci ceva. Și discutam cu echipa de la Târgu Jiu, cu Iulian, cu candidata noastră, doamna Mădălina Ciolocoi Negrescu acum, cu doamna doctor Dânu, cu doamna doctor Ramona Oprea acolo. Se poate dezvolta chiar un loc de joacă pentru copii, unde autoritățile... Și așa nu avem prea multe în Târgu Jiu. Da, și așa nu avem prea multe. Poate să pună la dispoziție spații, astfel încât părinții să-și ducă acolo copiii, să fie în siguranță și până la urmă se creează și un loc de muncă. Că este unul, că este trei, că este cinci, este un loc de muncă. Putem să asigure acolo să angajeze tineri, supraveghetori, care să aibă grijă de copii. Bun, când discut tineri, discutăm peste de 18-20 de ani. Pentru că sunt atâți de mulți tineri care au terminat o școală, au terminat o facultate
Trebuie să recunoaștem. Nu trebuie să spunem că, domne, toate lucrurile sunt bune. Și nu sunt, la momentul ăsta nu sunt atât de multe locuri de muncă la nivelul județului. Dar vedeți cum se pot crea. Dar trebuie să fii serios, să-ți dorești să faci ceva pentru semenii tăi. Discutați-mă la un moment dat, pentru că avem o problemă cu ansamblu Doina Gorjului în Casa de Cultură. Și am discutat și am venit cu propunerea. Dați-le un spațiu să-și desfășoare activitatea acolo la stadion, într-o locație. Noi am depus proiectul pe CNI cu Casa de Tineretului. Am întârziat un pic pentru că acolo am avut o problemă cu teren. Și lumea trebuie să știe. Dom'le, de ce n-ați băgat? Uite, ăsta a fost motivul. Dar proiectul pentru reabilitarea Casei Tineretului, la momentul acesta este la CNI, așteptăm finanțarea. Pentru că acolo ne dorim în următoarea perioadă să funcționeze atât Școala Populară de Arte, cât și ansamblul Doina Gorjului. N-avem la momentul acesta la Târgu Jiu, uitați-vă, faci festivalul Maria Lătăreț, unde? La restaurant. La restaurant, da? Nu avem o sală de spectacol. Îmi doresc pe partea asta de cultură să facem o reabilitare la Curtișoara, la Muzeul Satului, iar acolo se pot desfășura asemenea concerte. Deci sunt lucruri care îmi doresc să le fac și cu siguranță lumea își dorește să le aibă. Până la urmă, discutam într-o seară, că fac o paranteză, eram cu Iulian și discutam un pic de groapă. Și aici o să-l las pe el să te vă povestească. Da, este zona din centru, de la amfiteatru din centru. M-am gândit că în sezonul rece, de ce să mai ducem să facem patinoar pe insuliță când putem să-l facem acolo? Mai ales că tot timpul avem târgul de Crăciun acolo. Și sunt din căbărunțele respective cu diferite produse. Și părinții pot să meargă să servească, eu știu, un vin fiert, o țuică fiertă, cum e în perioada sărbătorilor. Și copiii să meargă la patinoar în groapa aceea, pentru că oricum pe timp de iarnă nu o poți folosi pentru absolut nimic. Da, nu poți să o folosești. La joacă, nu. Nu se poate juca fotbal cum este pe timpul verii, că am văzut că pe timpul verii se mai joacă cei mici fotbal acolo. Și ar putea să facă un patinoar. De ce nu? Din nou, locuri de muncă care s-ar crea prin această investiție și așa mai departe. Nu cred că îi convine uneia care stă în 9 mai să plece până pe insuliță să meargă la patinoar. Așa, din 9 mai poți să vină chiar și pe jos până în centru, ia și o gură de aer și mersul pe jos face piciorul frumos, ca să zic așa, și merge cu cel mic, cu prietenii, îl lasă la patinoar frumos și stau și îl urmăresc. Și plus că municipiul are nevoie de astfel de locuri, de recreere. Dar trebuie cât mai multe de chestii de genul ăsta făcute. Sâmbăta și duminica, nu aș concepe, și așa o văd eu, cu diferite spectacole pentru cei mici, acolo, la amfiteatru. Pentru că sunt părinți care rămân cu cei mici în oraș. Poate nu merg către țară. Nu au, poate, bunicii, din păcate, s-au stins și nu mai au rude și rămân aici. Ce să vezi în Târgu Jiu și ce să faci în Târgu Jiu sâmbăta și duminica? Pentru că nu ai ce face în Târgu Jiu sâmbăta și duminica, să fim serioși. În afară de o terasă și de o piscină undeva, efectiv orașul este mort. Trebuie să înțelegem cu toții că acest oraș trebuie să reînvie și să reînflorească, pentru că din păcate în acest moment este ca o floare care stă în mijlocul unui deșert și nu se mai vede. Deșertul este Târgu Jiu în momentul de față, din păcate. Poate fi dezvoltat. Aici vreau să fac și de o completare, pentru că discutasem cu Iulian Țimpea. Noi, ca și de Consiliul Județean, putem să venim și să asigurăm în acea perioadă de iarnă, cu cei de la Școala Populară de Artă, putem să facem câteva corturi încălzite, unde să vină copiii și până la urmă, atunci în preajma sărbătorilor, ei să picteze globulețele, să împacheteze cadourile, după care să iasă afară și cu mânuța lor să le pună în brăduleț și să împodobim acest centru. Avem un centru
care dă foarte multe posibilități. Păi anul trecut, vă întrerup, da, domnul președinte, anul trecut am mai avut bradul în centrul Târgu Jiu, că nu mai mi-aduc aminte, s-a mai pus? S-a mai pus, dar destul de sărăcăcios acel eveniment. Nu s-a gândit nimeni până acum să poți să vină cu un moș Crăciun, cineva îmbrăcat în moș Crăciun, cu o caleașcă frumos trasă de niște căluți frumoși și cu niște zorzoane să fie reni și așa mai departe. Nu s-a gândit nimeni la chestiuni de genul ăsta. Vedem că se întâmplă. Da, și probabil se auzea și vreo manea prin spate. N-am nimic să nu înțeleagă cineva greșit că nu am ceva cu persoanele care ascultă sau. Da, este totuși centrul orașului și trebuie să ne gândim că era o biserică acolo în spate. Transformăm într-un bâlci. Este monumentul Ecaterinei Teodoroiu acolo și, dacă nu greșesc eu, sub piața prefecturii, cred că a fost un mormânt a fost și mitic la un moment dat. Cred că în memoria acelor oameni și în memoria Ecaterinei Teodoroiu ar trebui să ne gândim de 10 ori înainte să facem evenimente de astea de stil bâlci. Că asta a ajuns Târgu Jiu. Înainte l-am făcut deșert, acum spun că este bâlci. Asta l-au transformat în ultimii ani. Da, și acum am discutat poate de anumite lucruri, să zicem, un pic mai mărunte, dar cu siguranță se pot rezolva foarte repede, se pot foarte rezolva simplu. Foarte repede și cu siguranță oamenii se vor bucura. Dar în același timp am discutat cu Iulian și cu echipa de la Târgu Jiu să venim cu un proiect pentru Târgu Jiu, să dezvoltăm chiar o zonă, să zicem, industrială. Practic să o pregătim pentru investitori. Atâta timp cât aduci acolo și asiguri apă, canal, infrastructură, orice investitor îți vine. Și vom veni și cu proiecte de reducere a taxelor, astfel încât cei care vin să investească să beneficieze, la urmă, pe noi ne ajută. Pe noi, locuitorii Târgu Jiului, și eu sunt locuitor al Târgu Jiului și îmi doresc mult mai mult. Și cred că toți cetățenii în Târgu Jiu își doresc locuri de muncă, își doresc locuri unde să putem să ne și distrăm. Și atunci vă spun că echipa ALDE Târgu Jiu, cât și echipa ALDE Gorj, este o echipă serioasă care are proiecte și vine în fața cetățenilor și am discutat cu cetățenii proiectele pe care vrem să le dezvoltăm și să le punem în aplicare în următorii 4 ani. Acum mi-a venit în minte, mi-am adus aminte, eram acum 2 ani și jumătate, 3 ani, cam așa. Și a venit cineva la mine și mi-a zis, domnul Mujea, știți că aici, în toată zona asta de centru, nu avem un spațiu unde să putem să lăsăm bicicletele? 2 zile mi-a trebuit. Am discutat cu echipa tehnică din Consiliul Județean și am imediat am implementat și la Consiliul Județean avem acel spațiu pentru cei care se deplasează cu bicicletele, pentru că trebuie să înțelegem din ce în ce mai mult este un mijloc de transport sănătos pentru toți. Și extrem de util. Și extrem de util. Și am rezolvat-o. Deci sunt și lucruri care se pot rezolva imediat. Să știți că pentru mine nu există nu. Pentru mine toată viața n-a existat cuvântul nu. Orice lucru se poate face. Bun, cu respectarea legislației și cu respectarea legii. Dar orice lucru se poate face și, încă o dată vă spun, sunt lucruri mici de care oamenii se bucură și poate noi nu realizăm. Și ca politicieni gândim o dezvoltare, gândim anumite lucruri. Dar este bine să avem legătura cu cetățenii și avem legătura cu cetățenii. Echipa ALDE Gorj are legătura cu cetățenii. Am discutat și vom discuta în continuare și vom veni și vom pune în practică lucruri și proiecte pentru oameni. Au fost oamenii receptivi la toate aceste lucruri pe care dumneavoastră, echipa ALDE Gorj, echipa de la Târgu Jiu, le-a transmis și atât despre care vorbeam. Cum văd oamenii lucrurile și ce își doresc oamenii să se întâmple după aceste alegeri din 27 septembrie? Știți ce mi-a spus cineva? Zice, domnule, vă cunosc de peste 30 de ani. Mi-aș dori ca în politica de la Gorj să existe oameni, câți mai mulți oameni serioși ca dumneavoastră, care în momentul când am discutat un lucru ați rezolvat situația. Eu cred că până la urmă seriozitatea a noastră a politicienilor și încă un lucru. Să vorbim un pic mai puțin și să facem lucruri mult mai multe pentru cetățeni.
Asta își doresc în primul rând oamenii. Bun, lăsând la o parte probleme, apă, canal, drumuri, reabilitate, turism, mediu curat, dar asta își doresc din ce am discutat eu cu oamenii. Dom'le, acea seriozitate. Ne dorim să nu mai auzim, nu facem lucrul ăla că nu e de culoarea politică aia. Nu facem cu tare lucru că, știi, n-a fost ideea lui Muja și a fost ideea lui altul. Nu. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim oameni foarte serioși și indiferent a cui este ideea, ea trebuie pusă în aplicare. Să venim să ajutăm cetățenii, pentru că știți cum este. Toată lumea vrea mai bine. Toată lumea vrea să se ducă la piață să cumpere cartoful și varza mai ieftină sau carnea. Sau... Și atunci, făcând lucruri, poți să ajuți. Creând locuri de muncă, cer scuze, poți să ajuți cetățenii. Un loc de muncă, dacă îl creezi. E clar că în spatele lui mai sunt poate alte 3-4 persoane. Că sunt copii, că sunt părinți sau bunici. Care beneficiază. Și atunci, orice lucru, din punctul meu de vedere, trebuie gândit și făcut foarte bine. Iulian, contează fiecare cetățean al unei comunități, pentru că spuneau cetățenii că anumite zone din municipiul Târgu Jiu, și spuneai și tu lucrul ăsta pe care l-ai constatat chiar în zona unde locuiești tu, spuneau anumiți cetățeni că sunt zone care sunt pur și simplu uitate, parcă nu ar face parte din municipiul Târgu Jiu și pur și simplu ei nu s-a rezolvat nimic, nu s-a întâmplat nimic. Contează fiecare cetățean, chiar și aceste lucruri mărunte de care vorbea domnul Muja, însă care pentru oamenii respectivi pot fi extrem de importante. Contează și uite, o să-ți mai dau încă un exemplu negativ. La ieșire din Târgu Jiu către Sadu, după ce se trece de sensul giratoriu, imediat după acel peco, este un bloc care arată într-o stare, nici nu cred că am cuvânt să descriu. Am fost de câteva ori acolo. Pur și simplu te îngrozești dacă vezi în ce condiții locuiesc oamenii aia și au și copii mici, poate unii dintre ei de câteva luni. Și nu s-a gândit nimeni niciodată, adică am învelopat centrul care era cât de cât ok, dar nu s-a gândit nimeni să meargă acolo să le facă o bucurie, încă o bucurie, să le ofere condiții de trai normale oamenilor respectivi. E clar că cei care locuiesc acolo nu au venituri foarte mari. Poate lucrează unul dintre ei sau poate nu lucrează niciunul dintr-o familie. Sunt zilieri, merg cu ziua, astăzi găsesc, două zile stau acasă. Și nu s-a gândit nimeni niciodată să meargă acolo și să facă ceva pentru oamenii aia. Mi-aduc aminte că prima dată când am ajuns acolo, s-a întâmplat, cred că undeva în 2016, eram în presă chiar la TV Sud și le-am făcut o bucurie celor mici, de la două familii de acolo, le-am dus câteva cadouri chiar în preajma sărbătorilor pascale. Pascale, da, nu erau sărbătorile de iarnă, erau sărbătorile pascale. Și m-am reîntors acum. Este situația de 10 ori mai grea și oamenii ăia sunt pur și simplu rupți de Târgu Jiu, uitați de lume, neimportanți pentru cei care sunt la cârma acestui oraș și cum este blocul acela, cu siguranță mai sunt multe altele în Târgu Jiu. Deci, încă o dată, sunt chestii, exact ce vorbeam mai devreme, sunt chestii minore. Puteai să, slavă Domnului, în atâția ani de zile, de când sunt unii prin funcțiile publice în Consiliul Local sau la Primăria Târgu Jiu, și nu cred că era vorba de o sumă fantastică, de o investiție foarte mare, puteai să mergi acolo să te lovești odată de oameni, dar probabil că nici nu merg în campanie electorală mai mari ăștia aleși ai noștri, pentru că dacă s-ar duce acolo, nici electoral nu cred că ar câștiga, că oamenii ăia i-ar lua direct cu hu, cum am auzit că s-a mai întâmplat zilele trecute, și pentru 20 de suflete ce zici, lasă bă că eu mă duc în centru. Am duc în centru, fac campanie, ies 100 de oameni, mai iau eu 50 după mine, de parcă aia toți 50 ar avea timp să vorbească cu cetățeanul X de la scara cutare,
Lasă, n-am, spunea și domnul Mujac. Noi am stabilit clar, campania electorală o facem exact cum s-a stabilit. Nu umblăm câtă frunză, câtă iarbă, unul după altul pe acolo. Oricum nu avem timp să vorbim toți cu oamenii dacă mergem 50 cum merg alții. Și să eu invit pe toți candidații politici să meargă în zona respectivă și să încerce să respire 5 minute măcar aerul din blocul ăla. Să vorbească cu oamenii de acolo, să vadă ce părere au oamenii. Da, am fost, aseară am făcut o parte din Topești și partea aceea de Gornovița, unde sunt câteva drumuri unde nu sunt asfaltate. Am mers până la ultima casă. Până la ultima casă și am stat de vorbă cu oamenii. La fel și la Bumbeș-Pițic. Am fost alaltă seară și acolo m-am întâlnit cu o persoană, altă culoare politică, și zice, domnule, după ce am stat de vorbă, după ce am prezentat programul și am discutat mai multe probleme, zice, domnule, ai mei n-au venit în zonă. Să știți că aveți votul meu. Sunteți singurul care ați venit și ați ajuns aici în ultima perioadă. Deci până la urmă, asta trebuie să facem noi ca și politicieni. Să ajungem cu mesajul nostru și să discutăm cu oamenii, indiferent că el este în centru sau el este în, să zicem, ultima casă într-o comună. Evident, fiecare cetățean contează. Aș vrea să vă întreb, pentru că echipa ALDE Gorj a fost una printre cele mai puternice din țară și, dacă nu greșesc, care a obținut un scor extrem de mare la ultimele alegeri. Credeți că și de această dată, la aceste alegeri locale, ALDE va face o surpriză? Da, eu sunt convins că echipa ALDE Gorj la aceste alegeri locale va face o surpriză, pentru că știu echipa și aici, de la echipa de la județ, este domnul Marius Bocran, care este candidatul nostru la primăria Bumbejiu, este domnul Ilie Petrescu, care este candidat la Motru, este doamna Negrescu Ciolocoi Mădălina și avem domnul Izdrugă Cristina la Stănești, domnul Avram Nechit la Alimpești. Echipa este o echipă mare, cu oameni foarte serioși. Am cer scuze dacă nu am pronunțat toată echipa. Domnul Cătuț, domnul Gruianu. Domnul Cătuț, domnul Gruianu la Prigoria. Și în celelalte localități, oameni serioși, oameni care au demonstrat că au făcut ceva în rândul comunității și oameni care își doresc să facă lucruri noi pentru comunități. De asemenea, și echipa de la Târgu Jiu este o echipă puternică. L-avem și l-am aici lângă mine pe domnul Iulian Țimpea, care încă o dată mă bucur că l-ați lăudat ca și foști colegi, dar și doamna doctor Dârnu, care este șefa de la ATI, sau doamna doctor Ramona Oprea, care este la UBU. Și Oana Cristea, profesor de matematică la Constantin Săvoiu, deci, mai sunt domnii doctor soț și soție Matacă, domnul doctor Șcheau, de asemenea. La echipa de la Consiliul Județean. Deci iată că este echipa ALDE Gorj, este echipă puternică care vine spre dumneavoastră, dragi locuitori al județului Gorj, cu lucruri făcute, cu ce am realizat, cu ce ne propunem să realizăm și în aceeași măsură vă solicităm să ne acordați votul, pentru că este foarte important să aveți lângă dumneavoastră o echipă de oameni serioși, o echipă de oameni care vor să facă treabă la nivelul județului Gorj și cu siguranță vor face multe proiecte bune pentru locuitorii și pentru dumneavoastră. Iulian, ce așteptări ai după 27 septembrie? Păi am așteptări foarte mari, adică sunt convins că voi reuși să intru în Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, sunt convins că o să-mi respect promisiunile făcute tuturor cetățenilor Municipiului Târgu Jiu și prietenilor mei, pentru că slavă Domnului sunt foarte mulți care mă susțin în această perioadă și le mulțumesc pe această cale tuturor. Chiar seara trecută m-am văzut cu o parte dintre ei, în seara asta urmează să am din nou o întâlnire. Eu am preferat să merg și singur sau cu încă un prieten după mine să stau de vorbă cu cei tineri, tocmai pentru a nu
ajunge în situația pe care o explicam ceva mai devreme, că merg unii câtă frunză, câtă iarbă. Cu siguranță cred că cetățenii mă vor vota pentru că mă cunosc din perioada în care am activat în presă. Nu am fost un om care să fiu arătat cu degetul de absolut nimeni din acest județ până la urmă și am un copil acasă pe care doresc să-l cresc aici și doresc să-i ofer cât mai multe lucruri bune lui și implicit cetățenilor din Târgu Jiu, adică condiții și normalitate. Vă mulțumesc tare mult, amândurora, că ați fost în această seară alături de noi și vă urez mult succes în tot ceea ce v-ați propus pentru cetățenii acestui județ și ai acestui municipiu. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Votați echipa ALDE Gorj, poziția 2 la Consiliul Județean, de asemenea poziția numărul 2 pe buletinul de vot la municipiul Târgu Jiu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost încă o seară alături de noi. Vedem un spot al ALDE Gorj, iar după vă invit evident să rămâneți alături de TV Sud și nu uitați și site-ul nostru tvsud.ro, acolo unde veți fi informați și veți afla informațiile care contează pentru dumneavoastră. Așadar, vedem spotul domnului Ninel Muja, candidat la președinția Consiliului Județean Gorj, iar mai apoi rămâneți alături de noi, alături de TV Sud. Sunt Nicolae Muja, candidat ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. În cei 4 ani de mandat am reușit să modernizez peste 225 de kilometri drumuri județene, am reabilitat Biblioteca Județeană Cristian Tel și am pus umărul la modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. În următorul mandat o să continui investițiile în sănătate, cultură, dar și în infrastructura județului Gorj. Votați Nicolae Muja, președinte la Consiliul Județean Gorj.